Bine ați venit pe canalul Câștigă Experiență. Astăzi, 6 septembrie 2024, din nou în livadă. Aici avem caisul care a rodit foarte multe caise anul ăsta. Nu știu ce să-i fac, cum să-l tai. Dacă aveți vreo sugestie, este în al doilea an, cred că. Și eu știu, anul trecut în primăvară l-am pus. Deci la primăvară ar avea 2 ani, numai că el cred că era o leacă totocuț. Da, mă uit aici, am o rămurică care o dat din port al toi, care cred că am să o tai acum. Nu știu cum să o tai. Ia, e mai bine o rup. Nu, scurt. Da. Foarte cu meu de la Lidl, taie cam de Andronga sau cineva o tăia tablă cu el. Știu, nu-mi dau seama. Deci nu poți să strângi un nit aici. Da, dubios. Data viitoare să mă uit mai bine când cumpăr o farfecă. Se-i farfecă de unic folosință, cred că. Mă rog. Dacă aveți vreo idee cum aș putea să-l tund, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Aici mi-am adus o salteluță plouat insistent și dacă stai în genunchi ai bine să ai ceva de desubt. Așa, aici de luat împrejur am săpat, deși unii zic că nu e bine să săpi. N-am umblat pe la rădăcină pe acolo. Acum am săpat așa numai marginea asta. Și pe margine am pus niște arpacică, să vede că n-am băgat-o prea tare în pământ. Am să aduc niște mranițe, niște pământ de flori, nu știu, că pământul meu e foarte slab aici. Ce să-i fac, asta e. Da, totuși caise au făcut anul ăsta, deci pentru copaci ar fi bun, zic eu. Acum ar trebui unde am tăiat să dau cu ceva. Știi, sulfat de cupru, niște chit de lemn, ce aș putea să dau acum? Na, ce să-l tai, de unde să-l tai? Eu aș tăia ramurile astea de jos. Da. Să-l urc mai sus o leacă, nu? Sau să-l leg așa și să trag ramurile așa. Da, cred că așa ar trebui să fac prima oară. Să încerc să trag ramurile așa, să-i fac o formă din trasă, nu? Ce ziceți? Să încerc. Deocamdată atât rămura asta tăiată și o să încercăm să aplecăm un pic ramurile, mai bine zis ruptă decât tăiată. Până la o nouă experiență, vă doresc mai bine, domnule.